A adormit Buștean. Da? Era în stare să adorm în picioare. Era și obosită după atâta zbenguială. N-am văzut în viața mea pe cineva atât de fericit cum era ea azi. Serios? Păi și eu nu eram fericit azi când ne țineam de mână? Ioana. Te iubesc. Mulțumesc. Și tu? Și eu nu pot să răspund la întrebarea asta. Dacă aș răspunde, n-ar mai fi nicio cale de întoarcere. Nici nu trebuie. Eu știu că și tu mă iubești. Să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp. Așa că am ales să te iubesc ca un simplu muritor de rând. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche. Dar noi n-am promis că ne vom reverda de mult înainte să ne fi născut. Poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Văzut de la spate. Poate într-o altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri pe zi.